Povestea începe în mai multe locuri. Povestea începe undeva pe lângă Buzău, de unde sunt de fel. Dar povestea începe, de fapt, după ce am terminat școala și am ajuns în București și am început să lucrez și am început să fac lucruri. Și o altă poveste începe, poate, în momentul în care am făcut INSEAD în Franța în urmă cu 10 ani și m-am așezat pe o nouă direcție de muncă. Sunt mai multe povești și toate poveștile astea, la un moment dat, fac un drum și drumul ăsta e drumul pe care sunt eu. Sigur că da, am căutat mult la un moment dat să ajung să fiu la nivelul de business la care erau cei mai valoroși interlocutori ai mei. Am avut cumva oportunitatea destul de devreme să ajung să interacționez cu oameni de afaceri din străinătate și mi-am dorit să fiu la nivelul lor, dacă nu chiar peste. Și am căutat foarte mult să fac un MBA de valoare. Am ales la momentul respectiv să merg la INSEAD și ei m-au ales. Și din chestiunea asta a ieșit ceva care cred că mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața nu atât prin prisma beneficiului return on investment pe care îl măsurăm la modul foarte pragmatic. Da, am investit atâția bani, am scos atâția bani, dar cred că mi-a spălat creierul într-un mod foarte pozitiv, într-un mod în care niște instincte de business, niște reacții foarte rapide la anumiți stimuli, un anumit fel de a vedea lucrurile care este în același timp pragmatic, dar axat pe niște valori, toate lucrurile astea cred că m-au transformat. Cred că m-au transformat cumva într-un alt om și sunt foarte fericit cu rezultatul acestei transformări. La momentul respectiv, cred că mi-am dorit foarte mult să fiu programator. Să lucrez în programare, ca și inginer. De fapt, asta este și prima mea licență, primul meu undergrad, este în calculatoare. Un pic mai târziu, de îndată ce m-am lovit de realitățile economice, mi-am dat seama că, de fapt, mă interesează ce se poate face ca să avem mai multă bunăstare. De ce, eu știu, noi aici nu suntem la fel de... N-avem o viață la fel de confortabilă ca așa cum o au și mai ales cum o aveau colegii noștri din toate orașele mari la care ne uitam cu invidie. Și atunci, la momentul respectiv, mi-am reorganizat cumva opțiunile și m-am gândit că poate ar trebui și eu să fiu printre cei care învață și știu lucrul ăsta, ca să pot și eu să generez mai multă bunăstare, în sensul de și de bogăție, dar și stare de bine, de aia zic bunăstare, în jurul meu, aici, în România. Și e foarte interesant că la un moment dat, când aplici la o școală de business, trebuie să scrii niște eseuri, să spui de ce vrei să faci asta. Și la momentul respectiv, scenariul pe care l-am luat în calcul e, da, domnule, o să fac o școală de business ca să știu că știu tot la nivel de vârf, după care o să lucrez câțiva ani într-o multinațională în străinătate, la nivel de vârf, ca să mă asigur că am și practicat lucrurile alea, după care o să mă întorc în țara mea și o să aplic ce am învățat, ca să ajut și acolo să crească lucrurile. Și nu fără oarecare surprindere, cam ăsta a fost scenariul care s-a întâmplat. Pentru că, sigur, urmezi o anumită cale, dar întotdeauna ești deschis la oportunități, întotdeauna ești deschis la ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Mă inspiră oamenii de la care am ce învăța. Și îmi place să interacționez și să cunosc oameni și mă inspiră posibilitatea de a influența la rândul meu pe ceilalți în ideea de a face cumva cu multă bucurie din lucrurile pe care le facem în fiecare zi, cu multă încredere, cu mult curaj, de a face lucruri mai bune, mai frumoase, mai profitabile, pentru că suntem în business. A face ca, până la urmă, și afacerea în care te implici, ca și antreprenor, ca și consultant, ca și manager, societatea din jurul acestei afaceri să progreseze. Cred cumva că tot ce avem noi de făcut este să punem și noi umărul ca societatea să meargă înainte, și anume spre progres. Cei mai avansați dintre noi sunt aia care fac cercetare fundamentală și care, nu știu, duc cunoașterea mai departe. Majoritatea dintre noi putem să ducem, poate nu cunoașterea, dar progresul are multe etape. Și etapa asta de progres în care suntem acum și în care
ok, iată, în România lucru minunat. Am reușit să trecem în multe zone de la economia de subzistență la o economie reală în care producem niște plus valoare. Iată, lucrurile astea sunt pe drum și pot fi duse mai departe. Leadership-ul este acel lucru care te ajută să tragi sau să împingi lucrurile să se miște cu ajutorul oamenilor. Deci, cred că despre ce vorbim când ne gândim la leadership, vorbim despre a folosi o forță de atracție a unui lider ca să îndeplinești anumite obiective. Și obiectivele astea se fac întotdeauna cu ajutorul oamenilor. Axa asta de leadership și cu axa de management, în care în management trebuie să știi ce faci. Și anume să iei decizii corecte. Deci axa de leadership și axa de management întotdeauna se contrabalansează și se potențează reciproc. Dacă vrei într-adevăr să schimbi lucrurile, trebuie să fii în același timp și lider și manager. Și lucrurile făcute de un lider sunt făcute cu bucurie. Deci ele se bazează nu pe coerciție, ci pe convingere. În primul rând, o echipă trebuie să aibă un set de valori corecte. Pentru că un set de valori corecte îi dă, pe de o parte, viziune, îi dă direcție și îi dă, pe de altă parte, coeziune. Pe de altă parte, în al doilea rând, o echipă trebuie să aibă un lider. Echipele puternic democratice, în care nu există un lider, au foarte mult tendințe centrifuge. Și o echipă trebuie să aibă un lider. Sau trebuie să aibă mai mulți lideri în funcție de lucru pe care trebuie să-l realizeze. Și în al treilea rând, o echipă trebuie să-și asume o misiune. Trebuie să aibă un obiectiv de îndeplinit, care este un obiectiv pe termen lung sau mediu și care se cascadează în obiective imediate. Dacă toate lucrurile astea, respectiv setul de valori, leadership-ul și misiunea sunt îndeplinite, ai toate șansele să construiești o echipă de succes. Am avut norocul să nu am vreun eșec foarte mare, dar am avut, ca toți oamenii, eșecuri din fericire suficient de mici, din care să învăț. Sigur că prima mea inițiativă antreprenorială nu a fost neapărat una profitabilă. Din fericire, nici nu mi-am pierdut cămașa în această întreprindere. Sigur că există momente în viață, în cariera mea mai degrabă managerială, când aș fi putut să iau decizii mai bune, nu numai pentru mine, dar și pentru cei din jurul meu. Când aș fi putut, de exemplu, să-mi promovez o viziune mai bine, dar și în natură încât ea să poată să fie implementată și nu să ajungă să fie un obiect de sertar. Dar cred că lucrurile astea sunt și lucrurile care ne construiesc pe noi ca oameni. Adică dacă reușim să trecem, să mergem mai departe și să învățăm din lucrurile astea și dacă reușim încă o dată să nu pierdem foarte mult din procesul ăsta de învățare, eșecurile sunt o parte din viață. Cred că toți ne dorim să avem succes și cred că succesul ăsta are o relevanță diferită pentru fiecare individ, pentru fiecare manager, pentru fiecare lider. Sunt oameni care sunt motivați de o foarte mare dorință de putere, de exemplu, și cred că cu toții știm oameni care vor mai degrabă putere decât bani, nu? Sunt o mulțime de oameni care vor să obțină rezultate. Gândiți-vă la cei care sunt foarte puternic experți într-un domeniu, nu? Un violonist de excepție, de exemplu. Sunt oameni care vor să ajungă la perfecțiune într-un anumit domeniu și asta este ceea ce îi motivează. Pentru ei asta este succesul. Sunt oameni pentru care succesul înseamnă să fie întotdeauna înconjurați de prieteni și să ducă o viață frumoasă. Eu cred că undeva la intersecția dintre toate astea, având un echilibru frumos între performanță, între ce înseamnă succesul măsurat ca și afiliere, ca și relație cu cei din jur și succesul măsurat ca și rezultat sau impact social, undeva la intersecția dintre astea se află succesul fiecăruia. Încă citesc și citesc și belectristică, citesc și cărți de afaceri, pentru că așa funcționează.
Îmi place să mă uit la film, dar cred că cel mai mult îmi place să ies cu prietenii. Sau îmi place să cunosc oameni și schimbând vorbe cu ei, schimbând păreri despre lucrurile care ni se întâmplă, să dezvolt, nu, de ce nu, noi prietenii. În urmă cu 10 ani, tocmai începeam periplul ăsta în care mergeam la școală și după aia mergeam să fac un job de management în străinătate, într-o multinațională și după care să mă întorc în țară. Sunt niște etape pe care le-aș arde un pic mai repede, acum privind retrospectiv. Poate că anumite lucruri le-aș fi putut face cu un an mai devreme, cu 2 ani mai devreme, pentru că la un moment dat, nu, de ce faci o schimbare în viață? Pentru că nu mai înveți, nu te mai dezvolți și așa mai departe. Dar ți-a un pic de timp să ajungi la concluzia asta. Deci da, ok, privind retrospectiv, probabil că aș fi comprimat niște etape din ăștia 10 ani, dar n-aș fi făcut alegeri fundamental diferite. Acum, dacă lucrurile merg extraordinar de prost în România și vedem vreun scenariu catastrofic pentru că într-adevăr se vehiculează, sigur că îmi voi spune la momentul respectiv că era bine să nu mă întorc în țară. Dar în momentul ăsta eu sunt convins că am făcut o alegere bună și cred că putem aici să facem lucruri pe care niciodată nu o să le putem face ca manager și ca oameni, nu o să le putem face într-o țară dezvoltată. Asta este o întrebare așa de grea și așa de greu de răspuns dacă nu te gândești un pic înainte. Cred că o valoare de bază pentru mine e încrederea. Am nevoie ca în relațiile cu ceilalți să existe încrederea asta. Să putem să știm că suntem aici ca să construim ceva împreună și că adversitățile nu și-au locul în chestiunea asta. Al doilea lucru important este bucuria. Trebuie să ne bucurăm de ceea ce facem. Trebuie fiecare lucru, lucrurile pentru care te trezești dimineața ca să le faci, să le faci cu bucurie. Dacă nu poți și simți că nu le faci cu bucurie, cred că e cazul să încerci altceva. Ai șanse, în cel mai rău caz, să faci ceva tot fără bucurie, dar să fii mers mai departe pe drumul ăsta de căutări. Cred că ar mai fi aici, dincolo de încredere și bucurie, ar mai fi o chestiune de adăugat, și anume un fel de pasiune, de credință. Da? Dorința de a face ceva care să construiască, care să construiască pe un termen mediu și lung, care să ducă lucrurile într-o direcție mai bună. Adică ce vreau să spun aici, dincolo de a face o mică afacere speculativă din care să, eu știu, distrugi ceva ca să scoți un profit imediat, mă motivează și mă regăsesc acolo unde avem o viziune și încercăm să construim ceva. Și asta are, construcția asta nu e vorba numai de o construcție de business, o construcție și umană. Să construiești ceva în oamenii cu care interacționezi, ca ei să poată să construiască mai departe. Business Days face o treabă foarte faină, în sensul că e prima inițiativă reală de anvergură care își propune să mobilizeze elita de afaceri din diferite zone ale țării și să le pună în interacțiune într-un spațiu și într-un timp bine delimitat cu ce înseamnă o mulțime de lideri de business de la nivel național. Cred că acum câțiva ani am fost la o conferință, întâi în București și după aia într-un oraș de provincie, și cred că m-a impresionat în mod deosebit amestecul ăsta unic de oameni de valoare, dar necunoscuți la nivel național, dar care sunt într-adevăr niște ancore ale businessului local, cu oameni care reprezintă niște, hai să zicem, simboluri, niște embleme de business la nivel național. Și cred că în spațiul ăsta limitat al zilelor Business Days și punând împreună atâția oameni de valoare, se creează niște oportunități de business care trec dincolo mult de granița limitată a zilelor Business Days și construiesc ceva nou pentru societate și mai ales pentru comunitățile locale cărora le sunt dedicate.